În mod firesc, elevii care candidează pentru diferite funcții în organizațiile elevilor trebuie să fie un model pentru ceilalți. Situația școlară, dar și comportamentul fiecăruia dintre cei care dețin funcții în consiliile elevilor ar trebui să fie exemplare. Noul regulament de organizare și funcționare a unităților școlare din învățământul preuniversitar prevede în mod expres că media 10 la purtare este obligatorie pentru elevii numiți în funcții diverse. Deții o funcție în consiliile elevilor? Desigur, sunt secretara consiliului școlar al elevilor. Ce medie ai la purtare? Am media 10. Având în vedere că elevii care dețin astfel de funcții în organizațiile de elevi îi reprezintă pe aceștia, vorbesc în numele lor și sunt modele pentru ei. Asta înseamnă că un astfel de elev trebuie să fie un elev cu o comportare exemplară. Asta înseamnă nota 10 la purtare. Într-adevăr, elevii aleși pe diferite funcții ar trebui să fie exemple pentru colegilor, dar este posibil ca în anumite situații activitatea lor din organizațiile elevilor să deranjeze orgoliul unor cadre didactice. Întrebarea firească este dacă nu cumva prevederea din regulament ar putea fi folosită ca mijloc de constrângere pentru activitatea unui elev care face parte, de exemplu, dintr-un consiliu al elevilor dintr-o școală oarecare. Crezi că la un moment dat această prevedere din regulament poate fi un instrument de constrângere asupra activității tale din consiliu? Nu, desigur că nu, pentru că până la urmă media 10 nu reprezintă decât felul în care ne comportăm noi normal. Nu fac ceva în mod deosebit să obțin această medie. Nu cred că ar putea fi folosită pentru a-i constrânge sau a le diminua șansele. Nu. În general, eu am văzut că elevii aceștia au o relație foarte bună cu conducerea unității și de foarte multe ori ajută această echipă de conducere în a rezolva problemele, mai ales când acestea îi privesc pe elevi. Mai mult decât atât, acest regulament a fost adoptat în urma consultării avute chiar și cu reprezentanții elevilor. Dacă ei au fost de acord cu această prevedere, înseamnă că n-au considerat că o să le încalce într-un fel drepturile sau vor fi constrânși de ceva. Teoretic, un cadru didactic care ar fi deranjat de opoziția celor din Consiliul Elevilor într-o cauză oricare ar putea influența scăderea notei la purtare a unuia sau mai multor elevi cu funcții pentru a le tempera convingerile.